Bună seara, bine vă regăsesc pe voi, clujenii și avdelenii care vă uitați la podcastul nostru. În această seară l-avem invitat pe viceprimarul Clujului, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni administratori din Avdeal, în sensul în care este foarte focusat pe toate problemele municipiului, alături de domnul primar Emil Boc se ocupă în detaliu, aș putea să spun la centimetru, și de marile proiecte ale Clujului, dar și de nevoile oamenilor de zi cu zi, pentru că sunt multe. Este un liberal cu, cu pedigri din vechiul PNL, este uh, un om respectat în comunitate și zic eu că un politician de viitor. De ce nu, poate primar, poate deputat, să vedem viitorul unde rezervă multe. Mulțumesc că ați venit, domnule viceprimar, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Domnule viceprimar, eu am venit în 2007, m-am mutat din București în Cluj și vă mă că pe vremea aceea Clujul nu arată rău, dar nu arată cum arată astăzi. E adevărat, am intrat în Uniunea Europeană, e adevărat că economia de astăzi este diferită, dar cu siguranță administrația locală și-a adus un, un mare aport dezvoltării orașului cum vedeți Cluj-Napoca din perspectiva de clujan, o mică analiză sinceră, Clujul din 2004, din, din, exact, din 2004 și Clujul de astăzi din 2024. După 20 de ani când vedeți Clujul? Eu cunosc Clujul încă din timpul facultății. Am venit aici la Cluj în 1998. De atunci sunt, să spun așa, adoptate către municipiul Cluj-Napoca. Um, 96, chiar dacă sau bine să mă, să mă gândesc, și am văzut multiplele transformări prin care a trecut orașul. L-am văzut și prin ochii studentului, când mergeam în diverse locuri uh, plăcute studenției, uh, și l-am văzut și ulterior din punct de vedere a afacerilor pe care le-am desfășurat aici, și ulterior și prin prisma administrației publice locale. Categorică sunt foarte mari diferențe. Adevărata schimbare a clujului, cred eu, că a început în anul 2004, atunci când a venit Alianța Da atunci când a fost un tandem uh, uh, Marius Nicoară, emil Boc la conducerea județului, și cred că atunci s-au pus bazele unei dezvoltări serioase a municipiului Cluj, napoca așa, județului Cluj. Făcând așa o analiză, în anul 2004, Clujul și județul Cluj era pe locul 5 în țară, în urma Timișului, în urma Iașului, în urma Craiovei, în urma Brașovului. Nimeni nu-și putea imagina că vom ajunge în 20 de ani să depășim aceste, aceste județe performante, aceste județe de care se vorbea peste tot. Erau niște județe și niște orașe mult mai bine amplasate decât Luju, din punct de vedere strategic. Mi-aduc aminte că chiar și Oradea pe vremea respectivă era oarecumva, nu din punct de vedere universitar, dar era oarecumva mai bine mai bine dezvoltată, bunicii mei fiind din partea mamei fiind din Bihor mi aduc aminte că nu se discuta de Cluj. Mă duc la Oradea, mă duc la Arad, mă duc la Timișoara, mă duc la Brașov, dar nici de cum nu se discuta de Cluj. Ori astăzi, spun și statisticile, suntem un oraș magnet, un oraș care atrage, un oraș în care să-ți dorești să trăiești, un oraș în care să-ți dorești să îmbătrânești, să-ți duci copiii. Evident că nu este un oraș perfect mai există loc în de făcut lucruri mai bine, dar eu cred că cel mai important lucru este direcția pozitivă și direcția corectă pe care merge acest oraș. Deci una peste alta, dacă acum 20 de ani eram pe locul 5, astăzi suntem pe locul 1 după capitala României și aici mă refer la PIB cap de locuitor. Întotdeauna capitalele sunt orașe de rang 1, noi celelalte orașe municipii suntem de rang 2, dar cred că putem să concurăm la foarte, foarte multe lucruri cu capitala României și cu alte orașe de top din Uniunea Europeană. Și aceste lucruri nu le spunem noi, aceste lucruri le spun statisticile, pentru că cel mai important lucru este să vezi ce spun alții despre tine. Noi poate că ne-am obișnuit de foarte multe ori să uh, vedem anumite lucruri sau să nu vedem de anumite lucruri care se întâmplă în fiecare zi, dar în momentul în care vine o... Da, în ultimele luni, de fapt în ultimul an, am observat așa o efervescență a unei părți din societate, pentru că nu e bine să generalizăm. Până la urmă, votul din iunie a fost elocvent. Primarul Emil Boc a ieșit cu un procentaj mare, foarte mare după atâtea mandate, dar într-adevăr există și o mulțime, o nemulțumire în societate pe care poate mi-o explic pe de o parte, poate pe alta nu. Eu consider că, și asta pot spune că nu mai fac asta politică, Clujul nu poate fi o grădină pentru dinozauri. Adică nu putem să transformăm tot Clujul ăsta într-o oază verde. Mai trebuie să existe locuri și pentru mașini, și pentru oameni, și pentru afaceri. Asta vis celor care au criticat în permanență municipalitatea că nu e atât de verde orașul, chiar dacă, cred că în ultimii 10-15 ani, eu să acopaci. Nu prea știu să se fi plantat prin Avdeal. Am fost în multe orașe, dar mi se pare că a spus peste tot copaci. Dar dacă nu, nu mă înșel. Nici eu nu cred că mai există vreun oraș în România. Gara, Horia, fi... peste tot sunt, sunt multiple exemple fie că discutăm de Horea, fie că discutăm de gară, fie că discutăm de Hermann Obert, fie că discutăm de Cogălnicianu, de Universității, de strada Napoca, de piața Lucian Blaga de Marule Someșului, sigur că încă de strada Moților, de strada Calea Mănăștur, sigur că încă arborii nu se văd pentru că sunt mici, să spun așa. Un arbor are nevoie de 20-30 de ani ca să fie matur și să poate ca să ne ofere, să spun așa, să ajungă la, la maxim la ce poate să ofere. Dar am luat această decizie de a pune arbori de mari dimensiuni, arbori care costă și nu puțin, um, arbori care au o circunferință în funcție de specie pornind de la 30 de centimetri, circunferința 35 de, de, de centimetri chiar și mai mari, um, tocmai pentru a putea să câștigăm timp acești arbori sunt în garanție, este unul din obiectivele pe care noi le avem și aici este un lucru foarte bun pe care am reușit, reușit să-l facem la Cluj. Am fost selectați în primul rând la 100 de orașe care își propun să devină neutre din punct de vedere climatic. A fost o competiție la care au participat 360 de orașe europene, am fost selectați în top 100 și de acolo am mai fost selectați printr-o altă competiție în top 10 Orașe la nivel european. Asta înseamnă că eforturile pe care le-am fă le făcut au fost recunoscute în, în afara României um, și ne arată că direcția pe care am început să mergem eu, este direcția corectă. Evident că, așa cum am spus, lucrurile se învață pe parcurs, pentru că nimeni nu s-a născut învățat. Am pornit de la o situație, de la o situație în care în 1990 erau 40.000 de mașini, suntem astăzi la o altă situație la care avem 300.000 de mașini, este foarte complicat ca să poți să îmbin cele două elemente, și nevoia de spații verzi, și nevoia de parcări, și nevoia de parcuri, și evident nevoia de a putea să ai o comunicare cât mai bună între, între cartiere și o circulație cât mai bună între cartiere sunt niște provocări pe care le avem pentru că suntem un oraș care suntem între dealuri nu suntem un oraș de câmpie în care nu se întâmplă absolut nimic dacă ai mutat să spun așa o centură, o autostradă un obiectiv 50 de metri într-o parte sau alta nu suntem un oraș care să-ți ofere foarte multe oportunități de extindere pentru că din păcate benzile sunt benzi și dacă vrei să mergi pe un transport verde, dacă vrei să mai faci un cu o bandă sau o alveolă suplimentară de spațiu verde, obligatoriu trebuie să iei de la mașină pentru că nu mai ai unde să te întinzi și aici mă refer la, în primul rând la, la zonele centrale și de aceea am avut o provocare aici ca să putem să luăm de la mașini în piața Unirii, dacă vă aduceți aminte, de latura vestică, acea latură cu, cu, diesel, în care în momentul în care am... Au fost foarte multe comentarii. Au fost foarte multe comentarii și asta pe unde să circulă mare. Astăzi vedeți arborii care sunt în, în, piața Unirii, care sunt pe latura diesel, care au început să crească deja, care oferă umbră și a, este foarte. Fascinant, ca într-o zi de vară sau seara se te duci acolo să vezi terasele pline și să ai un loc unde se poți să poți stai la umbră. Trebuie să recunosc că mă duc deseori la, și o să-i fac reclamă pentru că îmi place barul la, la Che Guevara, localul domnului Buteanu, este senzațional și arborii de acolo fac o atmosferă pe terasă incredibilă. De asemenea, cred că multă lume se bucură astăzi și de cum arată strada universității. Mie îmi face mare plăcere. Practic așa, nu știu, a reînsuflețit toată zona aia a UBB-ului. Dar să ne întoarcem un pic la ce a însemnat Cluj în anii ăștia. Eu iau pe cifre. Avem un Cluj care a dat prim-ministru. Nu toate orașele mari a României au dat primisul trei ani de zile. Avem un Cluj care din, și din oarecare, foarte mulți colegi din țară spuneau că, domne, acolo la Cluj PSD-ul face blat cu PNL-ul. Dacă mă întrebați pe mine, întotdeauna cumva partidele mari mai, mai degrabă au lucrat pentru oraș decât pentru partide a fost o, o conlucrare. Vedem și acum cum există o, un ajutor din partea Ministrului Transportului pentru proiectele mare de primăriei. Și dacă tragem linia, eu văd așa. Cluj a dat un prim-ministru în premieri, pentru că suntem premieri, șef de Academie Română, doi șefi de Academie Română. Dacă nu mă înșel, doi șefi de servicii mă rog, la Helvic e discutabil că a făcut aici școala, dar de-a nostru echipa campioană a României atâția ani, șapte, ce, ani. șapte de Cluj, cel mai tare festival, nu numai din România, se pare că și din undeva din, nu știu, al este Europei. din lume, dacă discutăm de Antol, așa a fost catalogat ca al doilea Să din, fie cu din păcate că eu sunt electric să nu speciesc în Antol, dar dacă spuneți, eu vă cred. <laughs> așa. Vreau să-mi spuneți cum vedeți astăzi parcursul universității, că aici am vrut să vă duc, și și care e tot conglomeratul ăsta în jurul echipei de ajuns să facă, să aibă performanța asta. Ultimul meci la a pierdut, dar tot pe locul întâi, ceea ce cât că miră toată țara. A doua echipa a Clujului, de fapt e prima echipa a Clujului ca sub dar iată că e a doua ca performanță, o veste foarte bună a, pentru clujeni. Mă bucură faptul că avem două echipe care sunt în Liga 1, asta este o performanță fantastică și mă bucură că orașul poate să mențină două echipe, pentru că este foarte complicat să ții două echipe în Liga 1, pentru că sponsorii dintr-un oraș se împart. Nu credeți că sunt bani cu nemiluita. Sponsorii se împart între cele două echipe. Fiecare cum reușește să-și atragă sponsorii. Sigur că echipa Universității Cluj mai primește și bani de la primărie, pentru că, din păcate, spun așa, la CFR nu se pot da bani. Cam care procent? Nu se pot da bani la, la CFR. Nu, dar cât de primărie... Din, din bugetul echipei vine de la primărie și 60% vine de la sponsori. Adică lucrurile stau diferit. Nu este echipă pe care o ține, să spun așa, primăria municipiului Cluj-Napoca. Universitatea Cluj este o echipă istorică, are un palmares absolut extraordinar și are foarte, foarte mult suport. Adică este o echipă extrem de iubită. Cred că are una dintre cele mai frumoase galerii din, din întreaga Românie și este o echipă foarte iubită. Eu mi-aduc aminte în perioada studenției, nu auzisem atunci de CFR, fac mea culpa, dar nu am auzit de CFR în perioada studenției se auzeau doar de U, am și locuit în, zona în groapă, așa se chema, așa se cheamă și astăzi, acum acolo am, am stat în timpul facultății și practic de atunci am prins așa să spun drag de Universitatea Cluj. De asemenea, felicit și CFR-ul pentru performanța extraordinară pe care a făcut-o, pentru că de foarte mulți ani nu se mai discută de altceva decât de CFR și de ce se întâmplă la Cluj din punct de vedere al fotbalului și mă bucură foarte tare că CFR a reușit să aducă foarte multe echipe de top aici în, în Cluj. Adică să poți să spui că ai văzut Chelsea acasă, că ai văzut a Roma, fără Manchester. să trebuie să se duce, în altă parte, este clar o performanță fantastică pe care a reușit-o cei de la CFR. Întorcându-ne la universitatea, are un parcurs excepțional. În întreaga istorie nu a mai reușit să fie așa multe etape, să fie pe locul întâi um, și a pornit foarte bine. Dar care e secretul? Că mm. nu de are jucători și ca notorietate. Să știți, este ca și în, într-o administrație, de exemplu, este vorba de echipă, de cine conduce echipa, care este liniștea de la echipă, și uh, domnul Sabo face performanțe acolo pentru că a reușit să aducă liniștea și să găsească ritmul necesar pentru echipă. Meritul este clar a domnului Sabo și a domnului Radu Constantea pentru că au reușit să pună, să spun așa, echipa în, într-o zonă um, de confort. Acum, știți cum, și statistic, după uh, 10 meciuri în care nu ai, uh, nu ai pierdut, și statistic, se întâmplă o situație în care mai pierzi câte un meci. Eu sper și cred că vom reuși în anul acesta, să spun așa competițional, să facem o, o surpriză extraordinar de bună și să fim în, în play-off. Susținea domnul primar și cred că, că întreg executivul primăriei în urmă cu poate că cu un an, chiar anul trecut prin septembrie, că primăria desfășoară proiecte mari în valoare de 5 miliarde sau 4,5, ceva de genul ăsta de euro. Știu că mulți s-au reproșat faptul că nu se avansează în ritmul dorit cu centura. Știu că mulți s-ar fi văzut că un metrou nu știu, s-ar putea face în 2, 3, 4, 5 ani. Atrag atenția apropo de asta, că am studiat foarte mult problema metroului. În Bilbao, metroul s-a finalizat în 50 de ani. Mă rog, pe etape în Ren, în Catania, nu s-a făcut nici în două primăveri, nici în cinci primăveri. Sunt proiecte mari, grele, care angrenează toată comunitatea, care provoacă neplăceri, care aduc provocări, care necesită foarte mulți bani, nu numai din Cluj. Până la urmă, asta nu erau niște proiecte pe care să le facă primăria Cluj. Haideți să fim serioși. Erau proiecte naționale. Dumneavoastră ați dat niște exemple de orașe care sunt foarte asemănătoare cu Clujul de dimensiunea din, punct de vedere, Clujului. din punct de vedere a numărului de locuitori. Așa este. Oamenii au început acum 20, 30, 40 de ani să au gândit la metrou pentru a putea să aibă un oraș sustenabil. Noi dacă astăzi nu luăm aceste decizii și nu am fi luat aceste decizii cu câțiva ani. Nu puteam să discutăm de un oraș sustenabil, pentru că nu există oraș în lumea asta care să facă față a fluxului mare de mașini. Am spus la începutul acestui podcast că în 1990 aveam 40.000 de mașini, ori astăzi avem 300.000 de mașini. În anul trecut, în primele 8 luni ale. Și anului, populația orașului? este de aceeași. Dacă 200, uităm, 280, 285 de mii după ultimul recensământ. Deci mai multe mașini um, decât... Eu cred că nu este reală um, nu este real tot ceea ce, ce, a fost la recensământ, pentru că au fost, a fost imediat după pandemie, oamenii au fost reticenți, a fost și un partid politic care a spus, domnule, vedeți că vă fură datele și nu știu ce vrea să facă statul român cu datele, pentru că statul român este posesorul datelor, adică n-a furat nimeni niciun fel de, de dată. Punem, um, cei de la aur? Nu cei ascunde, de la aur au așa a spus că le fură da, oamenii dar nu au furat nimeni și cred că, sigur, cred că suntem cu siguranță peste, peste 350 de la care se mai adaugă studenții, încă 80.000 de studenți, minim studenți, doctoranți și masteranți, deci practic discutăm de un oraș care ne apropiem bine de 400.000 de locuitori. Ei, aceste 300.000 de mașini sunt 210.000 de mașini, sunt înmatriculate în municipiul Cluj-Napoca mai sunt mașini care nu sunt înmatriculate în Cluj, dar le vedem pe străzi, că sunt cu numere de București, sunt, cu numere de, sunt pe firmele de leasing sau pur și simplu sunt în tranzit. Și mai sunt și mașinile studenților, le estimăm noi undeva la vreo 25.000. Deci una peste alta avem în oraș aproximativ 300.000 de mașini. Asta înseamnă categoric o provocare, pentru că strada memorandumului, strada moților, strada Napoca, strada eroilor, strada dorobanților, strada Nicolae Titulescu, n-au crescut, că nu poți să dai jos blocurile și să faci loc la încă 5 benzi de circulație ca să fie mașinile. Intrările în Cluj, numai unde pe Calea Florești, pe Traian Vuia, pe Aurel Vlaicu, pe strada Fabricii, pe Oașului, numai unde să mai extinzi, pentru că sunt case, trebuie să dărâm blocuri ca să poți să faci loc mașinilor. Și atunci a trebuit să găsim aceste formule alternative de-a lungul anilor, cei care au fost în conducerea. Orașului s-au gândit la mai multe elemente. Sigur că vă aduceți aminte de pe vremea domnului Funar că era foarte aglomerat feleacul, da? pentru că uh, foarte multă lume venea dinspre Turda, când pia veneau la Cluj și erau foarte multe accidente de pe Feleac. A spus -te, cum ar fi să facem muturile pe Sufeleac. Vă aduceți aminte că a, fost, da, 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 sigur. că a fost o idee. După care a spus, ok, nu este o soluție viabilă. Au venit uh, și a spus, bun, ce soluții alternative avem? A venit Floreștiu. La vremea respectivă, un tramvai care se lege Clujul de Florești părea o soluție viabilă. Dar. Studiile au demonstrat că nu este soluție viabilă tramvaiul din Florești până la gară, pentru că asta n-ar face altceva decât să segregheze și mai tare orașul. Adică ar fi trebuit să eliminăm o bandă de circulație de pe uh, drumul DN1. Deci nu este o soluție și atunci sigur că ar trebui să găsim aceste soluții alternative. Uh, mai sunt unii care spun că nu s-a făcut nimic în ceea ce privește infrastructura la Cluj. Aș vrea doar să le reamintesc câteva elemente. Autostrada Transilvană, în care toată lumea ne-a criticat și-au criticat administrația de atunci și premierul de atunci, că de ce se începe autostrada Transilvania de la mijlocul ei? Adică vă aduceți aminte de la Gilău la Turda. Toată lumea a spus, de ce se începe de la mijloc? Pentru că a funcționat și funcționează ca o veritabilă centură a Clujului. Eu mi-aduc aminte locuind în Mănăștur, că strada Primăverii până pe strada Islazului, strada Frunzișului, era plină de tiruri. Nu puteai să ieși de pe strada Parâng, pentru că acolo am locuit în zonă, nu puteai să ieși din cauza tirurilor. Drumul era tot vălurit, era plin de gropi și era o circulație infernală, pentru că toate tirurile mergeau pe acolo. Ori astăzi nu mai discutăm și nu mai vedem tiruri în zona respectivă. Sigur că aceste tiruri au fost înlocuite de mașinile personale ale noastre, că doar nu ale altora. După aceea mi-aduc aminte cum era Clujul înainte să fie acea centură de diamant, cum se spune, pentru că și costurile s-au dus în acea zonă, 150 de milioane de euro, acum, dacă nu greșesc, acum 12 ani. Uh, 2012, 2011. Da, acum 12 ani, adică 13, uh, 13 ani, chiar. adică o, o, sumă foarte mare de bani la vremea respectivă, pentru că toate dealurile din Cluj alunecă. Cum era oare Clujul fără această bucată de, de, centură, care are 21 de kilometri? Inclusiv pe lungirea de la Bulevav Dumun. Toate tirurile veneau, traia în voia Aurel Vlaicu, Cioslovaciei, Fagului, Nicolae Titulescu, Brâncuș, oamenii oare care locuiesc acolo și mai aduc aminte că nu puteau să lase geamul deschis, că se punea praful un deget în fiecare zi acolo? Ne aducem aminte că Nicolae Titulescu și Brâncuș erau toate vălurite și se putea circula acolo. După aceea ne discutăm de Bulevardul Muncii, de extinderea Bulevardului Muncii și centura Pahidei, care toate tirurile care veneau dinspre oașul trebuia să intre în sensul giratorului din Mărăști. Deci sunt niște lucrări de infrastructură mari care au fost făcute la vremea respectivă și sigur astăzi trebuie, avem alte provocări. Discutăm de niște proiecte extrem, extrem de mari care nu trebuiau să fie făcute decât administrație. Am fi putut foarte bine să nu ne asumăm aceste proiecte, să spunem ok, hai să vedem cum mai putem Putem face uh, trei pasaje, uh, mai lărgim două străzi, și era destul de bine pentru o perioadă scurtă de timp. Dar viitorul clujului nu este ăsta. Pentru că eu îmi doresc ca copilul meu și copiii noștri să nu plece din oraș peste 10, peste 15, peste 20 de ani. Pentru că nu o să mai aibă alternative. Copiii sunt foarte orientați și se spune, ok, orașul ăsta ce-mi oferă? Îmi oferă niște alternative viabile. Și dacă noi pierdeam acest tren. Perdeam și dezvoltarea sustenabilă a acestui oraș. Este foarte greu și aș vrea dacă am putea să, să ne teleportăm peste 10 ani, să vedem cum va arăta Clujul peste 10 ani. Sau acum ar arăta Clujul peste 10 ani fără aceste, fără aceste obiective. Apropo de oportunitatea autostrăzii Transilvania și acelor 50 de kilometri, după încă câțiva ani, începea de data asta sigură la rugămintea prietenului meu Remus Lăpușan și era atunci un rus, începea construcția de a drumului Sfântului autostradă Tuvda-Sebeș. Deci, practic, de nu exista autostrada Transilvania, da, era greu să se facă și conexiunea asta. Și astăzi, de exemplu, dacă vrei să ajungi în Timișoara, ajungi foarte repede. Vrei să ajungi la Deva sau în Sibiu, una, două, cobori în Sebeș sau nici măcar nu mai cobori, te duci direct la Deva. Astăzi, Clujul este extrem de bine conectat. E de autostrăzi. Discutăm, discutăm de uh, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, te duci pe autostradă, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu, Timișoara, te duci pe autostradă. Mi-ar place ca să putem circula cât mai repede și spre Săla și spre Oradea, tot spre, spre autostradă. Adică suntem, suntem într-o zonă care categoric am reușit să o transformăm dintr-o zonă, să spun așa, marginală a țării, pentru că nu putem să ne comparăm cu Constanța, nu putem să ne comparăm cu Timișoara, nu putem să ne comparăm cu Brașovul, pentru că sunt niște orașe și niște niște județe care sunt mai bine amplasate decât noi. Brașovul este la 200 de kilometri de capitală, are munți, are ce să ofere din punct de vedere turistic. Constanța, de asemenea, discutăm de, de o zonă care are litoral, este foarte aproape de delta. Discutăm de Timișoara, o zonă care era foarte dezvoltată pe vremuri pentru că era foarte aproape de granițe și toate orașele care erau aproape de granițe erau foarte bine dezvoltate, ori astăzi am reușit Dintr-un efort comun, și cum am spus și la începutul podcastului, au fost aici oameni care au pus mai presus interesul orașului decât interesele personale. Și, toți toți de care au ajuns, și interesele de partid. Toți care au fost în aceste poziții, că au ajuns în calitate de ministru al transporturilor, sau au fost în calitate de prim-ministru, sau au fost în calitate de ministru de interne. Toți au pus umărul la dezvoltarea acestui oraș, sau Ministrul Fondurilor Europene, acum mai nu domnul Boloș, da? toți au pus umărul la dezvoltarea acestui oraș și asta se vede pentru că am înțeles cu toții că doar împreună putem să facem acest lucru. Și aș vrea să mai menționez încă un lucru. De, vorbesc despre ecosistem, pentru că foarte puține lume înțelege ce înseamnă acest ecosistem. Ori acest ecosistem înseamnă instituțiile statului cele locale, administrative, județene, înseamnă universitățile, înseamnă companiile, înseamnă oamenii, înseamnă toate sistemele care sunt înăuntru. Ne-am reușit să facem aici un ecosistem și acest ecosistem, să știți că nu s-a creat întâmplător. Acest ecosistem s-a creat pentru că um, oamenii care au fost la conducerea acestui oraș și nu numai, au pus liniște și s-au dus pe componenta de colaborare. Adică nu mă duc să schimb sau să fac lobby, să schimb un om care este performant, nu știu, la finanțe, la ITM, la jandarmi, la poliție, la diverse alte zone, dar să-l schimb doar pentru că nu face parte din același partid cu cine este la putere. Nu s-au întâmplat aceste lucruri la Cluj. Și asta s-a văzut pentru că oamenii au rămas acolo pe criterii de performanță. Și vă aduc aminte, dau un exemplu, poate că pare mărunt la prima vedere, dar nu este mărunt deloc. Um, de ce credeți dumneavoastră că în ultimii ani, în municipiul Cluj-Napoca și în județ, copiii clujenilor obțin cele mai bune rezultate la învățământ? Pentru că copiii, să fim serioși, copiii sunt poate la fel de deștepți și în Craiova, și în Bihor, și în Timiș, și în Bacău, și în Brăila, și în Sălaj. Adică nu sunt diferențe de inteligență în România, nu sunt constatate cel puțin statistic. Ce face diferența? Diferența o face ecosistemul. Și aici spun odată copiii pentru că își dau interesul, profesorii că își dau interesul, părinții că își dau interesul, bunicii, inspectoratul școlar general și primăria municipiului Cluj-Napoca. De asemenea și celelalte primării care sunt angrenate și Consiliul județean. Deci aici aici toți, și vorbesc de acest ecosistem, pentru că noi la Cluj investim 20% din taxele și impozitele clujenilor, le investim în sistemul de învățământ. Nu mai există necăieri în România asemenea chestiune. Sumele investite în sistemul de învățământ sunt uriașe, pentru că considerăm că sunt niște sume care niciodată nu vor fi pierdute. Este cea mai bună investiție care niciodată nu va fi falimentară. Noi, ca primărie, ce trebuie să facem? Noi nu avem treaba cu sistemul de învățământ, adică să influențăm noi actul de învățământ în sine. Dar, în schimb, putem să creăm condițiile normale pentru a avea un sistem de învățământ bun. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca uh, școlile să fie dotate cu tot ceea ce trebuie. Înseamnă ca părintelui să nu mai ceară bani dirigintele pentru diverse situații și încă este o muncă fantastică și rog pe părinți să nu mai dea niciun ban la școală pentru că școlile primesc câți bani au nevoie de la primăria municipiului Cluj-Napoca, pentru hârtie, pentru crete, pentru tot ceea ce au nevoie, doar să ne solicite acest lucru. De aceea fac un apel, dacă mai se întâmplă asemenea situații, să nu dea bani la școală, pentru că școala trebuie să facă un singur lucru, să solicite primăriei banii. Tot acest ecosistem de care povesteam ne duce în această zonă. Ei, la fel și în foarte multe alte domenii s-au întâmplat aceste lucruri. Dar aici aveți totuși o problemă. Faptul că trebuie să cărați în cărcă, de fapt nu voi, noi, inclusiv și aici mă refer la nivel preșcolar, mă refer la grădiniță, la creșe, copii din comunele din vecinătatea Clujului. Cum facem să convingem părinții din Florești? Bine, nici nu sunt atâtea creșe și grădinițe cât ar avea nevoie. Deci ăsta e un efort suplimentar ca de altfel și efortul pe care l-au spitalele din Cluj. Practic, eu am înțeles undeva la vreo jumătate sau 40% dintre pacienți sunt din alte județe care vin în Cluj. Deci a devenit un magnet, cumva suntem victima propriului succes, Cluj. Din păcate, din păcate spun pe de, o parte, pe de o parte, da, ca așa cu un ochi plânge și unul râde, dar pe de altă parte vedem și oportunitățile care apar în urma, să spun, acestui aflux de oameni care vin în Cluj. Um, și eu mi-aduc aminte că perioada studenției mele, și imediat după ce am terminat facultatea, în luna august, era pustii, erau pustii străzile în Cluj. Nu era nimeni. Erau foarte multe businessuri care se închideau pe perioada verii. Nu doar în august, pentru că nu mai era nimeni în Cluj. Ori, astăzi ne place, nu? Să vedem că există animație și în perioada verii și mai ești nevoit să pleci în concediu nu știu în altă parte. Acum revenim puțin și la chestiunea asta. Um, este un paradox. Da, statistic, Clujul din punct de vedere a numărului de locuitori nu a crescut. Noi nu am închis școli. Nu am închis creșe, nu am închis grădinițe. Dele de nu mai sunt suficiente. Dacă ne uităm puțin la Florești, acum 20 de ani avea 5.000 de locuitori, astăzi are vreo 65-70.000, unii spun că ar fi vreo 80.000 în Florești. Dacă și în continuă creștere. Dacă ne uităm la Gilău cine era Gilău, astăzi și Gilău este un mic orășel, ne uităm la Pahida, ne uităm la Baciu, ne uităm la Feleacu, ne uităm la Chinteni, de deci sunt deja orașe și zone în toată regula, practic oamenii s-au mutat în aceste zone și infrastructura din aceste zone nu a reușit să țină pasul cu provocările acestor zone. Putem discuta foarte mult de ce și cum, ce pot să vă spun că în ultimii 10 ani numărul de copii, preșcol, numărul de copii înscriși la școli a crescut de la 50.000 la 60.000 vorbesc aici de municipiul Cluj-Napoca deci avem o presiune de 10.000 de copii în acești 10-12 ani, presiune pe care o avem în Cluj, n-am stat cu mâinile în sân, nici aici pentru că am investit în primul rând în școlile existente am investit în aceste școli extinzând școlile, extinzând spațiile de cazare, extinzând uh, sălile de, de curs am, uh, avem echivalentul la 6 școli cu 2500 de locuri adică totuși sunt niște chestiuni importante pe de altă parte am auzit voci care spun, păi sigur că în Borhanci nu avem nicio școală sau nu știu ce cartier, nu avem nicio școală. Dar haideți să ne uităm puțin. Oare am avut copii în cartierul Borhanci? Oare am avut uh, suficienți locuitori într-un anumit cartier în care să poți să faci o școală? Și că ne-am concentrat pe aceste zone, urmând cap să avem și proiecte și pentru aceste zone. Pot de Borhanci, hub-ul educațional din Borhanci, câteva cuvinte, e cred că cel mai mare proiect... Din domeniul educațional pe care îl face primăria în ultimii, nu știu, 30 de, ani, 30 de ani. Nu știu să mai existe în țară o asemenea infrastructură în care să ai grădiniță, luăm așa creșă, grădiniță, școală, liceu, bazin. Toate aceste investiții pe care le facem în Borhanci sunt de ordinul, ajung undeva la vreo 100 de milioane de euro. Foarte mulți bani am ajuns să discutăm de sumele astea de bani, de sute de milioane de euro, de zeci de milioane de euro ca și de 2 lei. Ceea ce nu este în regulă. Să știți că banii nu se găsesc în copac, m-am dus, am scuturat copacul și au venit banii. Gândiți-vă că România beneficiază de 72 de miliarde în următorii 10 ani. 72 de miliarde. Asta înseamnă banii care vin din PNRR, banii care sunt grant, banii care sunt împrumut. 72 de miliarde. Și noi aici la Cluj, dacă luăm Spitalul regional de urgență, dacă luăm electrificarea căi ferate Cluj-Napoca-Episcopia Bihor, dacă luăm metrou, dacă luăm centura metropolitană, dacă luăm trenul metropolitan, doar aceste investiții, dacă le punem împreună, discutăm de șapte sau miliarde de euro, care înseamnă mai bine de mai 10%, la 10 din banii care trebuie să vină în toată țara. Oameni buni, nu doar Cluj în țara asta. Pentru că aici e nevoie și de Huedin, e nevoie și de Turda și de Câmpia Turzii, e nevoie de autostrăzi, e nevoie de și celelalte municipii și orașe. Adică efortul pe care am reușit să-l facem aici a fost un extraordinar ca să avem proiecte mature, proiecte care sunt deja pornite și care nu mai pot să dea în spate. Pentru că niciunul din proiectele pe care noi am reușit să le pornim nu mai poate să fie oprit. Suntem în faza și în situația în care nu mai poate să fie oprit niciunul. Asta este o chestiune pe care poate n-am reușit să suficient de bine să le explicăm oamenilor. Aceste proiecte mari, cum este metro, cum este centura metropolitană, nu se fac în 2, 3, 4, 5, 7 ani. Pentru că, în primul rând, nu există expertiza necesară și nu sunt companiile care să poată să facă. Câte companii sunt în România care să știe să facă metro, de exemplu? Câte companii sunt în România care să știe să facă centuri metropolitane la nivelul centurii pe care o avem în Cluj? Aș vrea să fac o comparație care îmi vine de foarte multe ori în minte și vorbesc aici de Oradea, care categoric este un model de bune practici și au o administrație performantă, dar discutăm de două lucruri diferite. Discutăm acolo de o centură de 19 km care a costat 110 milioane de euro cu tot cu exproprieri și execuție și discutăm la noi de o centură care costă 1,3 miliarde. Adică discutăm de lucruri cu totul și cu totul diferite și nu le putem pune pe același palier. Deci, ne referim la relief ca să. De ce costă mai mult? Să păi explicăm foarte clar. Așa, la centura din Cluj, exproprierile costă 200 de milioane de euro. Exproprierile. Mai mult, dublu decât a costat toată centura Oradei, pe 19 km, cu tot cu exproprieri. Deci doar 200 de milioane. La începutul anului, când am, am solicitat banii de expropriere pentru centura metropolitană, și-am spus, domnilor, cum să vă dăm 200 de milioane de euro, că 200 de milioane de euro reprezintă tot bugetul nair pe un an întreg. Și voi vreți să vi-l dau voă la Cluj ca să faceți doar expropierile? atunci ar trebui să modificăm legislația, să să putem să facem etapizat, ceea ce este și normal și este un ajutor pentru, pentru întreaga țară. Discutăm la, această, la acest tronson de centură metropolitană de 156 de poduri și podețe. 156, doar să le numeri până la 156 reprezintă enorm de mult. Uitați-vă că toate dearurile din Cluj, absolut toate alunecă. Și vă dau exemplu hub educațional din Borhan și o să revin puțin la asta. Noi acolo am vrut să facem un cartier de case. Și când am făcut studiile Geo, studiile Geo au spus. Pentru că acolo am avut terenul, că dacă nu ai teren, unde să faci? Că să exproprie 70 de hectare de teren ca să poți să faci case și locuințe pentru tineri. Reprezintă o sumă extrem de mare doar componenta de expropriere. Am făcut studiul Geo, și în urma studiului Geo a reieșit că trebuie să facem consolidări de câteva sute de milioane. Peste 100 de milioane de euro. Și atunci am luat următoarea decizie. Domnule, cum să faci 100 de milioane de euro sau peste 100 de milioane de euro să bagi în partea de consolidare cu banii ăștia cumperi casele gata făcute? Hai să vedem ce facem și atunci ar trebui să renunțăm la acest, la acest, proiect și am zis, ce facem acolo? Și am găsit acea soluție pentru hub educațional care este absolut necesar. În acest moment sunt suficienți oameni care locuiesc în Borhan și care locuiesc în Sopor, astfel încât împreună să poată să populeze aceste, aceste școli, grădinițe și creșe. Suntem într-o etapă avansată. La liceu și la școală, deja lucrările sunt la etajul 2, sunt la ultimul etaj, se lucrează la sala de sport și lucrările sunt absolut vizibile. Estimarea noastră este că la finele anului viitor vor fi gata și sper să poată să intre în sistemul de învățământ. Deja noi am transmis Ministerului Învățământului prin inspectoratul școlar că există posibilitatea că ele să fie gata astfel încât să-și prindă posturile pentru profesori acolo. Am avut aceste discuții. La bazinul de not, de asemenea, este un bazin, nu aș putea spune că este unic, este unul la București care este mai, să spun așa, este destul de performant, dar este un bazin de not care va putea să găzduiască competiții sportive de natație. Fie că discutăm de sărituri, fie că discutăm de înot, fie că discutăm de alte sporturi de polo, sunt și o mie de gradene acolo, o să fie o bijuterie când, când va fi gata discutăm după aceea de creșe și de grădinițe, sunt două proiecte care am reușit să le prindem în finanțare pe CNI, ambele proiecte, la unul dintre ele deja este dat ordinul de începere pentru proiectare, mai sunt obținut încă șase sau șapte avize astfel încât să putem merge mai departe și să, dăm, să începem efectiv la lopată, iar cel de-al doilea va intra săptămâna viitoare în comisia în -ul, CNI-ului pentru a putea să mergem și cu proiectul mai departe. Și deci aici sunt niște proiecte care au licitațiile de gata încheiate. Adică nu mai trebuie să mai așteptăm la efectuarea licitațiilor. Discutăm de un drum de acces la aceste obiective care costă aproape 100 de milioane de lei. Deci asta înseamnă investițiile la Clujor. Discutăm de 100 de milioane de lei. Asta poate să însemne o mini-centură la un oraș gen huedin ca să înțelegem puțin amvergura la, despre care discutăm aici la, la Cluj. Deci sunt proiecte mari, sunt proiecte majore care vin evident cu multiple provocări. Um, colegii mei din primărie și le mulțumesc pentru, um, pentru lucrul acestea că au reușit să uh, mențină ritmul pentru că este o muncă extraordinar de grea pe care o fac. Suntem aceia să știți ca așa cu 8 ani, ca așa cu 10 ani nu suntem mai mulți ca așa cu 10 ani. În schimb proiectele sunt de 5-6 ori mai multe și fac un efort uh, de multe ori supraomenesc. Le mulțumesc pe această cale și sunt niște oameni care au reușit să aducă acești bani la Cluj-Napoca. Fără să-i contest meritele lui Ilie Bolojan, nu știu, chiar mi-a fi plăcut să-l am uh, candidat la prezidențiale, să-l pot vota, repet, fără să-i uh, neg meritele, uh, totuși cumva Oradea recuperează un decalaj față de Cluj, mă refer la municipiu, și cumva comparația, că se poartă acum la modă să compari Clujul cu Oradea, dar trebuie să facem o precizare că totuși Ilie Bolojan se ocupă de județ, de Consiliul Județean Bihor, nu de Oradea, iar acele centuri pe care le face și foarte bine, excelent că le face pentru fiecare oraș și un mic parc industrial pentru fiecare oraș din Oradea, le face din postura de președinte de Consiliu, nu din primar, că e, e și o confuzie acum în online, mulțul compară pe Bolojan cu Emil Boc, Trebuie să vedem și ce a făcut Emil Boc acum 10-15 ani și să vedem și ce face acum Bolojan, mă rog, și ce a făcut pentru Oradea. Am spus că Oradea este un model de bună practici. Cum asta, cu asta am început. și cred că este unul din orașele de categoria um, orașelor cum, de, mărimea oradei, de mărimea Oradei. Spremage. Este un oraș Spremage. care a reușit foarte, se facă foarte, foarte multe lucruri și se schimbe acel trend de oraș ponosit, se schimbe acest trend în altă, în altă zonă. Este foarte adevărat și cu asta am spus că este un model de bune practici, dar trebuie să vedem și ce anume compară. În ultimele luni, recunosc înainte de campanie, m-am uitat pe două proiectele primăriei extrem de interesante, proiecte pe cautiere ați făcut două master planuri, unul pe suport și unul pe zona de nopt. Uh, nu sunt foarte multe orașe din țară care gândesc pe termen lung uh, cum să se dezvolte un, uh, un, oraș. Ba chiar ați afirmat că, cred că dumneavoastră, că Nordul Clujului va fi o mică ghevla. Deci cumva și mai mult înflorește orașul. Uh, sigur că unii ar fi spus că, domne, ai mai bine să facem un parc mare acolo. Niciun fel de problemă. Parcuri se fac. Dar unde să locuiască și oamenii până la urmă și dacă vrem să vedem exact nevoile oamenilor, oamenii vor să locuiască în Cluj. Ajung în Cluj, își cumpără apartamente în Cluj, au nevoie de mașini în Cluj și nu putem să oprim dezvoltarea doar pentru că noi credem că, mă rog, trebuie să fie spațiu verde peste tot. Și eu cred că aceste lucruri trebuie să se combine între ele. Asta cred. În ultimii ani, am fost foarte atenți la cum se dezvoltă din punct de vedere imobiliar orașul și putem să vedem că au apărut imobile de foarte bună calitate în ultimii ani. Am impus niște condiții la fel care sunt unice în România. Nu mai există, nu mai știu să existe niciun oraș în România la care în cadrul puzurilor să le fie impus să facă prima dată să ducă utilitățile și să asfalteze străzile. Nu mai știu să existe în România o asemenea condiție. Avem condiția asta, cred că, de cel puțin șase ani. Aceste condiții încep deja să producă efectele. O să vedem aceste efecte peste probabil peste 5, peste 10 ani, o să le vedem și mai tare, pentru că, din păcate, sunt încă unele ansambluri imobiliare care au fost făcute acum 15 ani, care încă sunt cu drumuri de pământ sau cu drumuri sparte. Noi nu le putem face pentru că nu sunt drumurile noastre și oamenii trăiesc acolo ca și nevul mediu. Sunt încă situații de genul acesta. Ori aceste lucruri o să le eliminăm în momentul în care uh, toate aceste puzuri la care noi le-am impus aceste condiții își produc efectele. De asemenea, uh, nu știu să mai existe multe situații sau să existe situații în țară în care să le impunem să facă creșă, școală, grădiniță. Dacă ne uităm la acel uh, proiect de pe, de pe sada Oașului, intersecție cu, cu muncii, acolo cred că a fost primul proiect la care am impus să facă toate cele trei componente. Să facă creșă, să facă rădințe, să facă școală. Și acolo în urma discuție pe care am avut-o cu... Um, um, cel care construiește, pentru că am mai avut acolo niște elemente de sincronizat pentru un pasaj, foarte posibil ca anul viitor să fie gata și această școală și grădinița. Deci încep deja să-și apară, să-și arate efectele toate aceste investiții pe care le fac privații, pe care le-am impus noi să le facă. Evident că oamenii pe lângă parte de locuire au nevoie și de locuri de muncă. Ori unde o să muncească dacă nu există și locuri de muncă? Noi ne dorim ca să avem locuri de muncă nepoluante. Adică cred că cele două chestiuni trebuie să se îmbine. De asemenea, oamenii au nevoie de funcțiuni. Pentru că nu este normal să lucrești într-o zonă și tu, dacă vrei să te duci la un cinema, să te duci 10 km în cealaltă parte a orașului să te uiți la, nu știu, la un film. Oamenii au nevoie de săl de sport. Oamenii au nevoie să, fac, să aibă socializare. Și această socializare se poate face și la cinematograf, și la restaurant, evident, și în parc. Și am dat -o atenție deosebită și parcurilor pentru că am reușit malurile someșului să-l revitalizăm, parcul feroviarilor să-l revitalizăm, parcul armătura să-l revitalizăm, acea zonă mare de 21 de hectare care se spune în pădurea Crujenilor, care a fost un teren degradat total, nu era bun de nimic acel teren și care și astăzi ne aduce niște provocări mari ca să poată să supraviețuiască arborii care sunt acolo. Ei sunt înlocuiți în garanție, dar a fost un teren degradat total. Or, o să vedeți că în jurul acestor zone o să apară și celelalte funcțiuni de care oamenii au nevoie. Și așa spuneam, într-adevăr, într-o ședință de Consiliu Local, că proiectele imobiliare care sunt în partea de nord sunt de ordine a câtorva mii de apartamente care sunt echivalentul populației din Gherla. Adică mutăm o gherla sau un uedin, îl mutăm în zona de nord. Ori oamenii ăștia au nevoie de funcțiuni. Pentru că ce o să facă? O să migreze toți în polus? O să migreze toți în, 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 în Iuliu, Sau ce o să facă oamenii ăștia? Pentru că fără aceste funcțiuni, orașul nu va funcționa. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că ceea ce se construiește este sustenabil. Adică îndeplinesc condițiile de ANZEB. Ce înseamnă asta? Să nu emită uh, carbon au spații de joacă și spații verzi suficiente. Ce se întâmplă cu arborii care sunt acolo? La fel, am impus condiții inclusiv la privat să pună arbori de mari dimensiuni, cu circunferința de minim 35 de centimetri la un metru de la colet. Deci lucrurile acestea se întâmplă la Cluj, dar efectele poate că nu sunt pe, pe măsura sau pe, să spun așa, evoluția pe, pe măsura dorințelor. Apropo de ce zonă? Ce se întâmplă cu culoarul de mobilitate nopt? Este un proiect foarte interesant. Poate de adevărat două... și am de Lizea, Clujului, destul de lat. M-ați întrebat de cele două master planuri. Discutăm o dată de un master plan Sopor. Okay. Este de asemenea cel mai mare plan de urbanizare care s-a făcut în România după 1989. Este de mărimea cartierului Mănăștur. Acolo mai avem de obținut un singur aviz, avizul de la aeronautică. am obținut toate avizurile aeronautică, s-au modificat niște elemente acolo și a trebuit să obținem toate celelalte avize. Așteptăm avizul de aeronautică, este unul dintre cele mai grele avize care se pot, se pot obține, după care putem să mergem mai departe. Gândiți-vă că am avut la master planul de la Sopor, am avut această provocare de a discuta cu 800 de oameni. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă să ai dezbateri publice cu 800 de oameni și fiecare cu interesul propriu și personal. A fost complicat până când am ajuns în situația asta. Cu siguranță că unii vor fi total nemulțumiți acolo. În această zonă de master plan din Sopor vor fi șapte școli, dintre care șase publice și una privată, așa sunt stabilite locurile va fi loc special pentru parc, pentru biserică, pentru diverse, diverse funcțiuni, astfel încât să iasă un cartier de aproximativ 30.000 de locuitori, un cartier în care să aibă toate aceste funcțiuni și, de asemenea, și metrou va fi în această zonă de cartier sopor. Deci mai avem încă un aviz, mai trebuie să mai fie sincronizată și legislația, pentru că astăzi încă nu este foarte clară acea taxă de urbanizare, pentru că noi ne propunem să facem străzile principale, să ducem utilitățile acolo și să avem o taxă de urbanizare pentru cei care vor să construiască, pentru că facem din banii comunității și atunci este normal ca să existe această taxă de urbanizare. Această taxă de urbanizare, să știți că nu am inventat-o noi, a fost inventată în lume. A fost inventată lume de către alte țări și pot să vă dau un exemplu din Australia, în care niște domni de acolo au vrut să construiască câteva case și au spus, Ok, fără niciun fel de problemă, dar trebuie să plătești 10.000 de dolari pentru fiecare casă, o taxă de urbanizare, pentru că noi am făcut infrastructura până la tine, și mai trebuie să plătești încă o taxă de 7.000 de dolari uh, australieni pentru casă, pentru că, pentru spațiile verzi. Pentru că noi am făcut și am amenajat niște spații verzi aici și trebuie să le facem chestiunea asta. Deci, aceste taxe de urbanizare um, sunt funcționale în altă parte. La noi încă nu știu să se mai fie aplicată în România vreodată vreo taxă de urbanizare, la fel și ceea ce suntem pionieri și am reușit să deschidem foarte multe chestii noi în, um, în România. Legate cu Loarul de Nord, într-adevăr, cred că este o parte importantă din viitoarea dezvoltare a Clujului. Pentru că oferă, în primul rând, niște alternative de trafic. Pentru că acolo uh, vom avea trenul metropolitan adică o zonă extrem de importantă și care cred că se va dezvolta extrem de armenios pentru că avem trenul metropolitan. Sper să venim în următoarele săptămâni și cu vești bune în ceea ce privește trenul metropolitan pentru că este un proiect care, să spun așa încet, ajunge la maturitate. Uh, și acolo avem câteva provocări, că trebuie să intrăm cu drumurile în zona de protecție a CFR-ului. Ori, sigur, multă lume nu știe ce înseamnă să intri în zona de protecție a unei companii care se strategică în România. Pentru că CFR este o companie strategică. Că trebuie preluat trebuie de acolo preluat, Sunt trenul. niște complexe, da. niște, uh, extreme, sunt niște chestiuni extrem de complicate. De asemenea, noi trebuie să sincronizăm trenul metropolitan, culoarul de nord, metrou și zona din, din Ira. Adică sunt acolo multitudine de proiecte care toate se întâlnesc într-o anumită zonă și fiecare are uh, problema și particularitatea ei. Acolo vom discuta de uh, două benzi de o parte și de, de patru benzi de fapt pe parte și de alta uh, căi ferate um, cu mijloace de transport în comun, pe lângă piste de biciclete, pe lângă ce există trenul metropolitan, am început să spun așa cum prim pod, podul așului răsăritului, de asemenea pe partea cealaltă i-am impus unui dezvoltator imobiliar să facă un nou pod de patru benzi ca să fie și pe o parte și pe cealaltă a pasajului de tren care să asigure o, să spun așa, o, comunicare mult mai bună și o circulație mult mai bună. De asemenea avem în partea cealaltă unde este nodul, de asemenea niște provocări mari că trebuie să le sincronizăm pe toate și aici mai avem de -o nu câteva avize, o să mai avem și niște probleme chiar astăzi am discutat pe subiectul ăsta și legate de armată, cu niște terenuri care aparțin armate, dar asemenea provocări apar la fiecare proiect. Important este că noi avem soluții și știm să rezolvăm aceste lucruri. Nu cred că îl interesează pe uh, Clujan că noi ar trebui să obținem 37 de avize la trenul metropolitan. Ne-am obținut odată s-au schimbat niște elemente pe parcurs în urma ultimului aviz și a trebuit să obținem toate avizele din nou. Cred că prea puțin le interesează pe Clujan că trebuie să obținem 37 de avize de la foarte multe instituții ale statului. Eu cred că le interesează ca aceste proiecte să se finalizeze. Deci face parte din obiectivele noastre um, și aceste două master planuri. Sper ca anul acesta să putem să punem pe masă ceva concret pentru ambele, ambele proiecte, pentru că fac parte din proiectele viitoare. Pe de altă parte, gândiți-vă că aceste proiecte vin complementar la finanțarea drumurilor de legătură care nu sunt prinse pe finanțare pentru centura metropolitană, pentru că astea trebuie să le facem separat și avem deja stabilite drumurile pentru, pentru conexiune cu tot ce înseamnă partea de expropriere, deci va fi clar o provocare și financiară pentru noi și și o provocare tehnică, să spun așa, la final, dar ne vom descurca, sunt optimist. Clujanul, administratorul, dar și politicianul Dan Tavcea. Ce ar recomanda unui bun prieten care vine din București sau din München ce ar recomanda să viziteze în două zile de stat la Cluj? Cinci lucruri. Acum, dacă ar veni în perioada de vară, i-aș recomanda clar să vină la începutul. Acum, în perioada de toamnă de vară, nu Să vină la începutul verii, că se prinde și o parte din antol, de să spun așa. Apropo de această chestiune, cred că foarte puține lume știe că la Cluj avem trei evenimente în top 10 evenimente care, sunt, care au cei mai mulți participanți. Antold, Electric Castle și Pelerinajul de la Nicola. Sunt trei evenimente majore pe care le avem în județul Cluj, care sunt top 10 evenimente la nivel național. Acum, dacă ar veni cineva din afară sau din alte părți, ce-mi vine în primul rând în minte este grădina botanică. Este o zonă care poate să fie vizitată primăvara, vara, toamna, chiar și iarna, dacă te duci în seră, să vezi lucrurile minunate pe care, pe care le avem acolo. Ea aș recomanda să vizeze cele două biserici, Catedrala Ortodoxă și evident cea din, din, Piața Unirii, se meargă pe cetățuie, că se vede foarte frumos cetățuia și obligatoriu Muzeul de Istorie al României, pentru că, al Transilvaniei, pentru că sunt niște lucruri extraordinare care pot să fie văzute acolo. Așa am venit în minte, dar să știți că mai sunt și alte lucruri care pot să fie vizitate în, în Cluj. Avem Muzeul de Artă, avem Muzeul Satului, adică mai sunt încă elemente care pot să fie vizitate în Cluj și nu cred că o să ajungă două zile să stea în Cluj, să le le face pe toate și, și sigur, i aș recomanda să treacă și pe la terasele din centrul orașului să vadă cum este viața din, în zona centrală. O să mai revin, că suntem spre finalul podcastului, dar mai revin la o chestie administrativă. Vreau să vă zic din stavs că dacă, ar fi, dacă aș fi pentru 2 ani de zile primar Clujului, că știu că unii dintre voi criticați pe primarul Emil Boc că închide centru, băi, eu l-aș închide total, dragi clujeni, total aș închide, deci vă spun, fără niciun fel de opreliște, lași închide total. Uh, total. Ar, ar mai fi câteva, atât de două pe care ai putea să uh, circuli. Uh, pe viitor, cum va arăta centrul clujului? Cât se va mai închide? Că mulți întreabă și ni, mulți nici nu înțeleg care e utilitatea uh, acestor alei. Uh, pe unde te poți plimba liniștit pietonale prin centru. Care arată bine și de care se bucură mulți clujeni astăzi. Mi îmi pun așa o întrebare. De exemplu, Iuliu Maniu, care arată excelent azi. Îmi pun o întrebare, oare oamenii care sunt astăzi pe universității și pe Gogălniceanu? V-au înjurat mulți. Am înjurat, dar astăzi, Au înjurat pe perioada lucrărilor, așa este. Rău de tot. ne Am luat-o din toate da. direcțiile și de la societatea civilă, și de la cetățeni, și de la competitorii politici. Ne-am luat-o de la toți, dar, până la urmă am luat decizia corectă de a face această stradă, de a ne asuma toate aceste lucruri, ori astăzi arată excepțional. E Și m-am întrebat unde erau oamenii ăștia până să fie strada asta pietonală, unde stăteau oamenii ăștia? Nu știu, stăteau în mol, stăteau în casă, pentru că nu am văzut mai puțină lume în piața muzeului, în piața Unirii sau în alte părți ale orașului. Adică oamenii ăștia ce făceau în această perioadă? Eu cred că s-a revitalizat oarecumva zona centrală prin aceste zone pietonale. O să vedeți în 2-3 ani când acei copaci încep să se prinde și o să-și arate adevărata, adevărata, valoare. Eram pe, pe Iuliu Maniu, chiar imediat după ce a fost, să spun așa, eliberat Iuliu Maniu de, de mașini, și nu mi-am dat seama, eram pe telefon și când am ridicat ochii, am, am, am rămas blocat. Ce frumos se vede strada Iuliu Maniu, pentru că eu știu strada Iuliu Maniu, umblam foarte mult pe acolo, era o stradă care nu știai că există. Erau mașini și pe stânga, și pe dreapta, și pe trotuar, că nu aveau oameni unde să parcheze. Ori astăzi este o splendoare să te uiți acolo. Legat de cum va arăta centrul orașului, în primul rând îmi doresc ca centrul orașului să fie cu toate clădirile refațadizate. Mai avem câteva clădiri care nu sunt încă refațadizate. Am început acest proiect în anul 2016 cu supraimpozitarea clădirilor. Am reușit până în acest moment, împreună cu comunitatea, să fie refațadizate peste 820 de clădiri în centrul orașului, 820, nu 5, nu 7, nu 20, 820 de clădiri din 2016 până în 2024. Am avut un scandal uriaș în Consiliul Local în 2016 cu, cred că au fost, nu știu, câteva ore de ședințe, nu am, am cedat atunci. Cu impozitul, Cu poate impozitul acela, da, uitați că da, și-au și produs de deja de efecte, dar nu este doar efectul impozitului. Este și munca pe care au făcut-o colegii mei și de la Poliția Locală și de la Serviciul Administrativ, pentru că s-au dus și au discutat cu oamenii. Asta foarte puțină lume știe. Că s-au dus și au discutat cu oamenii și au explicat, domnilor, decât să plătiți impozit, trebuie să faceți asta, 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 asta. Noi am prioritizat și am tratat cu celeritate orice solicitare a venit pentru refațadizarea imobilelor. Ăsta este un lucru, un lucru care lumea încă ceilalți nu știu. Mai avem încă câteva clădiri, fetițele vieneze, clădirea electrică, în care avem și noi cotă parte și în sfârșit se lucrează la ele după ani de zile de, de, de muncă. Uitați-vă la strada Horia, am o poză de acum 10 ani, cum arăta strada Horea și cum arată astăzi. Nu recunoașteți, nu mai știți că sunteți pe strada Horea. Am asta o singură clădire de pe strada Horea. Deci îmi doresc și cred că asta se va întâmpla cu toate clădirile refățatizate Legat de pietonalizarea altor străzi, cred că până nu oferim niște alternative viabile de tranzit a orașului și de circulație, nu cred că vom putea discuta de închiderea altor străzi în acest moment. Poate de alei, poate de închiderea pentru o perioadă determinată. Pentru uh, următorii 4-5 ani. Nu cred că nu va fi nu posibil. Bus. Nu, okay. cred că va fi posibil pentru că strada Napoca am lărgit deja trotuarele, pe regele Ferdinand au fost lărgite trotuarele, deci lucrurile deja au mers. Ne-am asumat uh, Cogălnicianu, ne-am asumat uh, universității, ne-am asumat Iuliu Maniu, ne-am asumat o parte din Hermann Obert. Deci am făcut deja niște lucruri aș putea spune îndrăznețe și care uitați că nu am greșit că am făcut aceste lucruri. Deci, odată ce vor fi alternativele viabile, atunci sigur că vom putea să punem sau, dacă studiile ne vor arăta că trebuie să facem acest lucru mai repede, le vom analiza, vom veni în fața cetății cu ele și vom lua decizia aferentă. Uh, întrebări de final, trecem la calitatea de secretar executiv sau nu știu, general, cum e la PNL? General. Al, general al PNL Cluj. Uh, o să am trei întrebări de final scurte și o întrebare mai, mai consistentă. Pe, câți, pe câte locuri de depuzat mizați că faceți, câte de senator și cum vedeți, așa, nu știu, furtuna asta politică din ultimele zile? Așa spun așa, pe cât de multe, că asta e... Asta e pe toate nu puteți avea categoric. Sunt La Cruz, în Județul Cruz, sunt 10 de deputați și 4 de senatori. Ne propunem să avem cel puțin atâtea câte am avut și în, în precedentul mandat. Categoric, este o provocare astăzi pentru că au venit partii de noi, au venit chestiuni noi, să spun așa, în, în România. Eu îi îndemn pe clujeni să fie foarte atenți pe cine pun ștampila, pentru că discutăm până la urmă de viitorul nostru. Cred că Partidul Național Liberal a fost un partid care a demonstrat că poate, că știe și că vrea să guverneze România în niște condiții absolut uh, optime. Avem nevoie de cât mai mulți parlamentari la Cluj pentru a putea să ducem aceste proiecte mai departe. Suportul parlamentarilor este un extrem de consistent pentru că sunt uh, situații în care trebuie să modifici uh, uh, un anumit articol din lege, ca să fie mai ușor, nu știu, poate pentru exproprieri, poate pentru niște proiecte majore pe care le avem, pentru un ajutor care poate să-l dea unui primar de comună. Deci, sunt foarte importanți parlamentarii. Nu cred că un parlamentar independent va avea vreodată posibilitatea să reprezinte cu adevărat comunitatea. Pentru că el își va da votul acolo unde consideră că este cel mai mare avantaj pentru el, adică va putea adică să și-l vândă. concret, voturile pentru Sabin ar fi inutile? cum vorbesc acum neapărat de Sabin Sărmaș. Consider, da, că este un vot inutil, absolut inutil pentru pentru uh, domnul Sărmaș, dar în general pentru un independent, pentru că sunt convins că nu o să fie singurul candidat independent domnul Sărmaș la uh, uh, parlamentare, de aceea oamenii trebuie să se gândească foarte bine ce fac cu votul și să se gândească ce poate să facă un Independent între 400 de parlamentari. Adică, el va merge să achieseze la un grup parlamentar. Poate să fie astăzi la grupul parlamentar PSD, mâine la USR, poi mâine la AU, răspoi mâine la UDMR, pentru că el acolo va considera că va avea cele mai mari beneficii. Pentru că el numai, un independent nu are o direcție politică. O direcția politică o dau partidele. De aceea, votul nu trebuie irosit. Și așa foarte multe lume se întâmplă, ce, ce reprezintă un vot? Păi un vot reprezintă foarte multe lucruri și dau câteva exemple. Noi am pierdut Gilău acum câțiva ani cu șapte voturi primarul din Bacea cu câțiva ani și cu trei voturi, am pierdut Apahidea cu 26 de voturi, am câștigat uh, alte comunități, uh, am câștigat alte comunități cu 2, 3, 5, 7 voturi, deci un vot este extrem, extrem de important și de aceea uh, cred că noi, Partidul Național Liberal, am demonstrat că suntem aceia care putem să ducem acest județ mai departe. În momentul în care a... Care a fost ultima discuție pe care ați avut-o cu Sabin Sărmaș, din momentul în care lucrurile au devenit clare că pleacă din PNL și că îl contracandidează pe Emil Boc? Nu am avut niciun fel de discuție cu, cu domnul Sărmaș, a luat o decizie în, în deplină cunoștință de cauză. Am fost. Amândoi esteți din vechiul PNL, cum v-ați fost colegi, că cred că 20 da, de ani. Sigur că da, eu, 25 eu, de eu, ani. Eu, personal, de Tarcea l-am uh, pus, să spun așa, pe lista de consilier local a PNL-ului, pentru că foarte uh, poate lumea... Că mandatul în care am fost și eu șase în care luni. Luni Și, dumneavoastră, da. și am fost chiar um, colegi în Comisa de Cultură. Exact. Uh, când eu atunci am semnalat, uh, mă rog, rugămițile societății și când el m-a întâlnit, după aceea și am spus, Bă, a spus, băi, Sabi, atunci ai votat cu PNL-ul. <laughs> nu ai votat cu societatea civilă. E, astea <laughs> sunt alte discuții. Deci acest domn a fost, a fost patru ani, a fost uh, consilier local patru ani a fost deputat din partea PNL-ului, nu l-am văzut în acești ani să se lege cu lanțurile de ușa guvernului, de parlament, să susține vreun proiect a Clujului. De aceea a fost dezamăgirea maximă. Aceasta a fost dezamăgirea, pentru că timp de 8 ani de zile ai fost aici, ai avut poziții politice, pentru că n-ai ajuns nici în poziția politică în care să fii președintele autorității, că ai fost un foarte valoros, ai fost pentru că un partid politic a trebuit să pună un om și poziția aceea a revenit Clujului. Și Clujul te-a susținut în momentul respectiv să ajungi acolo. Sigur că s-au șters toate aceste lucruri cu buretele, timp de 8 ani de zile, nu știu vreun proiect notabil, adică nu, vreun, nu, notabil, nu, știu niciunul, nu vreau unul notabil, în care să fie ajutat cu ceva Clujul, din contră, atunci când a fost, când a fost vorba să fie claudul guvernamental, acest domn sărmaș a militat pentru mutarea claudului guvernamental Bistrița. în altă parte, la Bistrița poate lumea nu știe și pentru, pentru cei care sunt în zona de IT ar trebui să le pun un semn de întrebare acest lucru atunci când ai fost în acea zonă decizională, ce ai făcut? Ai militat ca să plece în altă parte ai cloud guvernamental, pentru că eu era o zonă favorabilă pentru, pentru zona de IT. Deci sunt foarte multe lucruri, dar nu vreau să mai vorbesc foarte multe despre Acest Narcistul de dezamăgire maximă pentru, pentru mine, asta pot să vă, să vă spun a făcut una dintre cele mai mizerabile campanii electorale la care eu am participat întotdeauna a făcut copy-paste la proiectele noastre și le-a reinterpretat și a spus că vine ca și mare salvator, de aceea este o dezamăgire și nu am să vorbesc despre acest. Zon. Cele trei întrebări de final, două de politică internă și una de politică externă, să presupunem că în turul 2 nu ajunge candidatul partidului pe care îl reprezentați, Nicolae Ciucă, și ajung Mircea Joană și Mamcior Ciolacu. Spre cine ați îndreptat votul? Spre Nicolae Ciucă, pentru că va ajunge în, în turul 2, sunt convins de chestiunea asta. Ok, vă mai pun o a doua întrebare între Ciolacu și George Simion. M-am pus niște întrebări. Să ajungem acolo categoric, nu voi putea vota niciodată dacă se va întâmpla un asemenea accident, ceea ce nu cred, niciodată nu voi putea să votez cu un extremist. Niciodată, nu voi putea să-mi votul spre un extremist. Dar, repet, acest lucru nu cred că se va întâmpla. În turul 2 va ajunge domnul Nicolae Ciucă și cel mai probabil, așa arată toate, toate sondajele, va ajunge domnul Ciolacu. Și, evident, în turul 2 voi vota cu domnul Nicolae Ciucă. O ultima întrebare. Ca urmăritor a politicii internaționale și, mă rog, dacă ați fi cetățean american, spre cine v-ați îndrepta votul? Spre Kamala Harris sau spre Donald Trump? Nu sunt chiar așa... Uh... Fiind cunoscător a poliției americane, cred că în ce s-a întâmplat, văd puțin interesele României și cum s-au întâmplat lucrurile, cred că totuși o administrație cum a fost cea Biden a fost mai benefică pentru România. De aceea, eu cred că asta este treaba poporului american, și poporul american știe foarte bine pe cine să pună ștampi la noi. Cred că aici putem să fim chibiti, să discutăm de o parte a mesei cine ai fi, cum ar fi, dar eu nu cunosc foarte bine politica americană. Cred doar că administrația Biden a fost mai bună pentru România, pentru Europa, mai ales că discutăm de un conflict la graniță, că discutăm de cum vede unul sau celălalt politica pentru, pentru NATO și în această zonă. Asta este punctul meu de vedere, dar repet, fără a fi un cunoscător sau să pretind că sunt un, cuno un cunoscător a politicii externe, pentru că nu m-am implicat în această zonă și uh, mi-e greu să fac niște analize foarte, foarte amănunțite în, în această zonă. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la podcastul nostru. Trebuie să recunosc că m-ați surprins în seara asta, vă știam un bun cunoscător al problemelor Crujului, dar nu chiar atât de bun comunicator. Chiar e o surpriză plăcută și vă mai aștept cu drag și cu altă ocazie. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, vă doresc toate cele bune. Mulțumesc.